Conducem. Trebuie să recunosc ceva, că te-am privit cu oarecare prejudecăți atunci când ai intrat. Îmi cer scuze pentru chestia asta. Mie mi-a plăcut foarte mult momentul tău. Mulțumesc. Mulțumesc, Sifre. Andy, Bobo Mona e o apariție, trebuie să recunoaștem, care n-are cum să lase indiferent. Ea știe lucrul ăsta și se vede că știe. Ea știa foarte bine și ce voce are și știa că ne va surprinde. Și a făcut-o. Asta este cel mai bun lucru. Trebuie să recunoaștem asta. Probabil că i-a surprins și pe cei de acasă. Ce să mai zic? Au fost 3 minute de care cred că s-a bucurat o Românie întreagă. Mulțumesc din suflet. Mona, a fost o surpriză și pentru mine. Dar ce am auzit a fost foarte bine. A fost cu emoție. Îți mulțumim. Mulțumesc. Și pentru surpriză și pentru... Mulțumesc. Thank you.
Bravo, Mona. O să-ți dăm și voturile să vedem dacă ne mai întâlnim cu tine, ceea ce-mi doresc. Andy? De la mine ai un da, Mona. Este un da și din partea mea. Mulțumesc! Și din partea mea este tot da. Mulțumesc din suflet! Din partea mea ai un nu astăzi, Mona, pentru că nu știu dacă mă... Mie nu merge, la mine nu merge, că nu mă crede lumea, înțelegi? Da. Ai patru de da și ne vedem într-o etapă următoare.